România are o șansă mare să obțină o finanțare consistentă pentru următorii ani din partea Uniunii Europene, a declarat președintele Klaus Iohannis, care participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European, care se desfășoară la Bruxelles. Șeful statului s-a referit și la așteptările privind negocierile pe pachetul destinat revigorării economice. Iohannis a subliniat totodată importanța fondurilor de coeziune și a celor cuprinse în politica agricolă comună pentru țara noastră. Astăzi, un Consiliu European foarte special, după mai multe întâlniri în format videoconferință, iată, ne întâlnim la Bruxelles în format fizic. Dorim să negociem două teme mari, grele, în legătură cu banii europeni. Este vorba, în primul rând, de bugetul multianual pentru perioada 2020-2027. Și aici, pentru România, sunt două chestiuni foarte importante. Noi ținem neapărat să avem o sumă suficient de mare pe coeziune și o sumă suficient de mare pe politică agricolă. Noi avem nevoie de acești bani, avem planuri mari, avem nevoie de bani europeni pentru spitale, pentru școli, pentru autostrăzi, pentru căi ferate și multe alte programe care pot fi acoperite din aceste sume. Evident, pentru agricultură dorim să folosim sume cât se poate de consistente pentru a moderniza agricultura românească și pentru a obține, sigur, rezultate bune. Al doilea pachet mare pe care îl negociem astăzi este pachetul destinat revigorării economice. Este un pachet pe care contăm, sunt bani care vor fi folosiți pentru revigorare economică, pentru refacerea economiei după criza cauzată de COVID-19. Noi dorim să obținem sume consistente. Aici avem, pe de o parte, bani care se dau sub formă de împrumuturi, dar o parte sperăm și mai mare, vor fi bani care nu trebuie returnați, sunt așa numite granturi, bani pe care îi vom folosi pentru revigorare economică și pentru firme și pentru modernizări, pentru digitalizare, de asemenea sperăm pentru modernizarea întregului sistem educațional, pentru fondul social și multe altele. În total se negociază sume foarte mari astăzi, poate și mâine, aici la Consiliul European. Eu sunt foarte hotărât să mă bat pentru interesul României în așa fel încât să obținem un rezultat consistent. Întreaga echipă care mă însoțește și întreaga echipă și de la reprezentanță și cei din ministere au pregătit materiale suficiente. Sunt relativ optimist că în final pentru România sumele vor fi rezonabile, vor fi consistente, dar dacă m-ați întrebat dacă vom finaliza discuțiile astăzi și mâine, cred că nimeni nu poate să răspundă. Este un scenariu optimist să finalizăm negocierile astăzi și mâine. Însă în Consiliu părerile încă sunt împărțite, se știe că nu toată lumea este încă convinsă că propunerea care este pe masă e cea mai bună. Mă aștept deci la negocieri destul de complicate, este chiar posibil să trebuiască după un timp să revenim să finalizăm aceste negocieri. Important este de știut, sunt bani mulți pe care îi discutăm și pentru România este o șansă mare să obținem o finanțare consistentă pentru următorii ani, cu care vom reuși cu siguranță să rezolvăm foarte multe din problemele de la noi de acasă.